copaci rupți, drumuri și căi ferate blocate, locuințe inundate, clădiri rămase fără acoperiș. Asta au lăsat în urmă vântul puternic, ploile și grindina de ieri după amiază. Ca de fiecare dată în lupta cu apele, oamenii au cerut imediat ajutorul pompierilor. Mai mulți copaci s-au prăbușit pe carosabile în localitățile Bani și Șineu Silvaniei și pe calea ferată în localitatea Derșida. O curte și un beci ale unei gospodării de pe strada Dr. Ioan Ostian din Șineu Silvaniei au fost inundate. Pompierii evacuând apa cu ajutorul unei motopompe. Mai multe case din localitatea Derșida au rămas fără acoperiș, fiind pur și simplu decopertate de vântul puternic, la fața locului fiind nevoie de intervenția mai multor forțe, un echipaj al detașamentului de pompieri Zalău, poliție, serviciul voluntar pentru situații de urgență, reprezentanții ai primăriei. Pompierii și milioane au fost solicitați să intervină și la Moiad, la o hală industrială al cărei acoperiș a fost decopertat din cauza vântului puternic. Pompierii au evacuat bucățile afectate și au desprins elementele de construcție care puneau zona în pericol.